Salutare tuturor, bun venit la Electric Life. Ce mai faceți? Bine? Da, mă bucur. Și eu la fel, mulțumesc de întrebare. Eu pe aici, cu tablouri, cu astea. Voi? Tot așa? Foarte bine. Bun, să trecem mai departe. Ce facem astăzi? Facem un tablou. Un tablou pentru... Un tablou electric, nu pictat cu acvarelă. Facem un tablou pentru o garsonieră. De fapt, nici nu știu cum să-i zic, că e mai mult decât o garsonieră. E o cameră și jumătate. O cameră și jumătate. Baie, bucătărie și hol. Un tablou micuț, nu prea complicat. Am în față un tablou de la Hager. Modelul ăsta l-ați mai văzut. VU24NC de la Hager, cum am zis. Și avem câteva circuite. În primul rând avem două diferențiale. Tabloul este, instalația este monofazată. Ca să avem două RCCB-uri 40 cu 0,03 A, curentul de diferență. Mai avem și trei circuite B6, B10, 4 circuite și B16, 4 circuite. Ce mai avem pe aici? O sonerie mai am. O sonerie, un transformator pentru sonerie, sonerie de 12V de la Grote. În interior IP20, clasă de protecție 2. Bun. Ce mai avem? Mai avem nevoie de conductori flexibili, lițați, fază nul și PE de 10 mm pătrați, minim 10 mm pătrați, tot ce pleacă de la piesa de derivație, și cu ocazia asta vă și arăt piesa de derivație de la Hager. Două intrări, două ieșiri. De fapt, poți să pui o intrare și să iei trei. O poți folosi și așa. Fază nul împământare. Bun. Mai avem aici. Mai avem două busbaruri. Pentru monofazat, va trebui să tai pinul al doilea, unde vine nulul. Nulurile vor merge în bara de nuluri, bineînțeles. Și mai am un busbar mai special de a alimenta cele două RCCB-uri. O să vi-l arăt imediat, o să ajungem și acolo. Să-l desfacem și să ne apucăm de montat. Garsoniera asta nu are nevoie de prea multe circuite, prize, lumini. Lumini pe 6, lumini pe 10, prize pe 16. Avem și aici două bare de nul, una de PE. Asta e un suport care maschează cablurile, dar nu o să-l folosesc. Și avem aici pe margine suporții de margine care pot fi montați aici și prins în perete cu diblo și șurub, hol șurub. Bun. În cele patru colțuri. Bun. Toate MCB-urile și diferențialele de la ABB. Și avem primul diferențial. Al doilea diferențial RCCB.
și piesa de derivație în partea de jos. S-ar putea să vie în partea de sus, nu știu exact deocamdată și atunci va trebui să mut, dar nu e nicio problemă. Și avem sus bară de PE și cele două bări de nul pentru diferențialul 1 și a doua pentru celălalt diferențial. Bun. Și mergem mai departe și punem în felul următor. Pe primul diferențial 2 MCB-uri de 16 A, pe al doilea diferențial 2 MCB-uri de 16 A. Să le echilibrăm amândouă circuitele. Pe cel de sus două circuite de 10 A, pe cel de jos două circuite de 10 A, pe cel de jos un circuit de lumină 6 A, pe 6, da? Și pe cel de sus două circuite de lumină pe 6 A. Bun. Ce urmează să fac? Urmează să vă arăt acest busbar de alimentare. A RCCB-urilor. Este pentru trifazat în general, așa vine. Dar se poate renunța la unul prin tăiere, în cazul nostru. Și o să-l tai de aici și de aici. Și cum va veni? Foarte simplu. Să și desfac, nu i-am lăsat loc. Să vedem dacă îl pot băga, dacă nu va trebui să desfac cu totul. Fază și nul de aici merge jos și eu din piesa de derivație voi veni doar cu un fir de fază sau aici și cred că aici că e mai aproape și cu nulul aici. Bun. Și atunci să facem următor. Avem aici conductori de 10 mm pătrați, totdeauna de 10. Minim 10, de la piesa de derivație la MCB-uri și legături eventual în RCB-ouri și așa mai departe. Nu 6, nu 4, nu. Pentru că 6, 4, 2,5 și 1,5 vor veni circuitele care vor merge spre aparate. Iar 10, minim de aici, aici. Și indicat ar fi minim, da, se pune minim 10 pe eu, dar indicat ar fi 16 ca să ai mai mare decât faza și nulul. Bun. Să facem și căbluțele. Avem fază și să o luăm pe băiatul de la Knipex.
Ia să vedem. Avem faza aici. Cu buzdoarul ăsta am economisit conductori și arată și mult mai bine, nu doar că am economisit. O să luăm un pinuleț și, da, normal, trebuie să mă sune cineva. Care se va duce pe buzbarul ăsta sus aici și facem și nulul. Facem și pe domnul nul. Va veni la fel, dar din poziția lui de nul. Așa. Și dezizolăm. Punem pe nenea pinul lung. Și îl punem la pinul cu nul. Am strâns în partea de sus, la fel acest buzbar de alimentare îl putem strânge. Și acum vor veni buzbarurile jos. Și în partea de sus, bineînțeles. Și să tăiem los nulus. Să vedem dacă intră. Da, intră. Am avut o strângere de inimă că nu intră. E un pic cam îndoit buzbarul ăsta aici, mai sus. Ok. Și avem pinul de la nul, care îl vom tăia. Așa.
Bun, am reluat videoclipul că eu vorbeam la pereți, s-a întrerupt camera și vorbeam așa în gol. Am făcut videoclipul de fapt, dar fără înregistrare. Bun, am revenit, am tăiat așadar pinul din dreptul nulului. Am montat și busbarul în interior, busbar tot de la ABB. Am tăiat și a doua bară de nul, mai mică, și din nou pinul din dreptul nulului la fel, îl punem aici jos. Am lăsat totuși încă un pin ca rezervă pentru eventuală, dacă avem nevoie de încă o protecție pe un alt circuit, nu se știe. Îl strângem. Deocamdată strâng doar pe capete. Și la fața locului o să strâng peste tot, bineînțeles. Să vedem și cum este configurația cablurilor acolo. Bun. Și va trebui să punem căpăcele, la fel și în partea de sus. Nu tăiem busbarul pentru că nu știm, poate vom avea nevoie în viitor de încă protecții. Și aici mai trebuie să mai pun încă unul și aici încă unul. Bun, ce urmează? Păi urmează să tragem de la fiecare diferențial conductorul de nul. Deci am alimentat din piesa de derivație fază nul în primul diferențial. Din primul diferențial se duce în al doilea diferențial prin acel busbar de alimentare. Și intră prin diferențial, faza iese prin busbarul de jos, alimentează MCB-urile, iar pe partea de sus ne vom lua din MCB-uri și fazele, protecțiile din protecții, fazele spre circuitele respective. La fel și în partea de jos, la fel nulul intră în partea asta și pe partea asta va ieși de la primul diferențial și va merge în bara de nul numărul 1, asta, iar din diferențialul 2 în cealaltă bară de nul. Bun. Să o facem și pe asta. Ia să golim noi pinulețe ăștia aici. Chiar 4 avem nevoie. Bun. Și luăm de așadar din primul diferențial. Primul diferențial și l-am strâns. Bravo. Bun. Un pic cam lunguț, dar cam atât durează să facem. Bine, poate durează și mai puțin dacă nu prezint și nu fac videoclip cu el. Și punem în prima bară de nu. Bun. Și al doilea diferențial, al doilea nul. Ieșire.
strângem bine. Și avem și partea de sus. Le punem și aici un pin. Care picioare fuge de mine. Și avem cea de-a doua bară de nul de la diferențialul 2. Nu amestecați circuitele. Dacă aveți două bare de nul, adică aveți două zone cu două diferențiale sau trei diferențiale, trei bare de nul, să nu luați faza de aici și nulul să luați din bara de nul de la 2, că nu o să funcționeze. Nu o să aibă nicio legătură cu fiecare zonă, fază, nul de pe zona respectivă. Bun, și nu în ultimul rând, și cel mai important, ce? Cum? Împământarea, bineînțeles. Pe care unii nici nu o bagă în seamă. Care e cea mai importantă? În primul rând asta să trebuie montată. Deci prima și prima dată trebuie montată împământarea. După aia restul. Circuitelor. Bun. Și cam asta e cu tabloașul nostru. Două zone cu două diferențiale, RCCB, MCB-uri, B16, B10, B6, la fel și aici. Piesă de derivație din care luăm și mergem în primul diferențial cu bus bar de legătură pe al doilea. Și după care ne luăm circuitele care le protejăm. Bun, am uitat ceva, într-adevăr. Dar nu-i problemă, nu o să vă mai desfac acum ca să vă arăt, să nu vă țin prea mult. Ideea e că va veni în zona asta, deci va trebui să tai doi pini de aici și să pun diferențialul, transformatorul, și va trebui să pun un suport de siguranță pentru 2 amperi ca să protejeze pânenea. Asta e la 1,5 amperi, 12 V. Ia stai să vedem ce e aici, ce ne spune. Ah, 10 amperi. O siguranță de 10 amperi. Bun. Cam asta e tabloașul. Vine capacul. Bineînțeles, vor veni și căpăcele. Asta chiar se pune
vedem. Mă nervează că nu se potrivesc exact, exact. Totdeauna îi... puțin, puțin mai mic sau mai mare. Bun, asta s-a potrivit perfect. S-ar putea să fie și asta ok. Da. Ok, și asta e tablou, un tablou simplu, micuț, micuț, drăguț, frumușel, în fășețel, pune capacul de metal și ia că avem tablou. Bineînțeles, va trebui să-l și prindem în șuruburi, aici, în partea de jos. Acolo avem sticker-uri lipite pe ușă, vom scrie fiecare siguranță ce deservește. 1 la 8, 13 la 19. Bun. Cam ăsta e tablou. Și nimic mai mult. Bun. Dați un like, un subscribe, un share, să vadă și alții dacă credeți că e folositor. Și noi ne vedem la un video viitor. Până atunci, numai bine. Pa, pa!